Acum vom fura. Domnul, aveți un tratament gratuit pentru sfărăi? Da? A zis că vrea. Uite, mi-a și mulțumit. Ia mai dăm o dată să văd și eu. Bine ați venit la motanelul și puiuletele. Acum vom fura tot ce găsim. Suntem la modul Heist Society din jocul Thief 2, The Metal Age. Și... sunetul banilor. Asta ce e? E bună și asta. Așa. Diamant sau ce fie asta aici? Așa văd un coace. Frumoaselor! Veniți la mine! A, nu mai sunt? Haideți, bă, frumoaselor, veniți! Am furat deja pe aici. Aici? Am și mâncat, am și furat, am și... fac și un pipi aici pe focul ăsta. Ia să vedem. Considerăm că chestia asta albastră este... este metoda prin care facem pipi. Bun, am stins focul. Și acum... trebuia să zic că n-am scos săgeata aia albastră. Ete, cucu! Sau nu, să zic direct. Cucu! Că se aude și un ceas. Cucu! Cucu! Așa, și acum, să continuăm. De acolo pe sus, cred că am fost, că știu că m-am uitat. Poftea mult, mi-a curs apă în gură când am văzut masa asta aici. Bun, înainte să mergem în direcția aia, să salvăm, că poate uit pe unde trebuia să mergem. Mi s-a părut că am văzut ceva aici, la distanță mare. Nimic? Și ăsta? Doar atât a fost o singură che... Bun, așa e. Și? Unde e mare casa asta, bă? Vă gătă niște... cum se scurcă, bă, în casele astea? Au GPS? Cum fac? A? Au taxi intern în casă, îi duce dintr-o cameră în altă... Tu dai seama să te apuci aici? O chestie de aia, o nevoie urgentă de faci pe tine. Păi până ajungi la baie... dacă până ajungi la baie trebuie să iei vreo tramvai, vreo 2-3 stații, uite, știu. O taxiul, dar până vine ăla, ai făcut pe tine. Nasol, pe de-o parte, să ai și casa mare așa, nu? Dacă te apucă ceva până ajungi, poți tu să iei la fugă, să... eventual, dacă te mai și rătăcești pe aici, poți să te duci liniștit cu mâinile ținutele pantalon, ca să nu se scurgă și pe picior, să rostogolească așa biluțe. Băi, am fost pe aici. Mai bă, ceva în casa asta de n-am văzut? Uite, n-am găsit încă tunelul ăla secret, bă. Uite, să găsesc o chestie secretă aici. Uite, am ajuns sus aici, unde a zis adineori. Ia. Asta e, da. Unde am făcut adineori pipi acolo și am stins focul. Astea nu sunt furabile? Niciuna? Ei, aici e un secret, fiți atenți! Uite ce culoare are! Mă, te-ai decolorat! Mă, ce s-a întâmplat cu tine, mă? De ce ai albit așa? Ai văzut prețurile din magazine? A, ai văzut cât costă jocurile mai nou și... am văzut! Mă uitam și eu pe Steam, zic să... vedem, poate mai au ceva jocuri să vi le arăt, să... vedem, unele au niște prețuri frumoase, acceptabile, cum ar fi TIF, nici nu mai știu. Cred că e 25 de lei TIF sau... jocul ăsta de joc aici. Dar erau unele, frate, vreo 500 de lei. Întâi pe butonul de la... băi, și trebuie să fie un buton care... care deschide o ușă secretă acolo, mă, băiatule. Unde e, mă, ascuns? Bă, doar le-am căutat butonul ăla, nu l-am găsit, băi. Trebuie să mai încercăm și asta. Mai scoatem o dată cucu. Iu. Cucu, nimic. Ce să încărcăm măcar să nu consum săgeata degeaba, nu? Cu apă. Trebuie să fie un butonaj care deschide chestia aia secretă, dar nu găsesc. Ia să vedem aici, cumva. E ascuns. Uite, mă, asta e o zonă în care nu cred că am fost. Acolo sus și aici? Aici cred că m-aș putea cățăra cu niște săgeți cu sfoară, dar...
Am așa o presimțire că mă urc degeaba acolo. Ia să încercăm aici. Nimic interesant, uite acolo sus o să trebuiască să ajungem. Și pe aici pe o zonă nevizitată. Pentru că dacă ar fi fost vizitată, ar fi fost și aceste cărpe ultra tăiate, bucățele mici. Mă place mie să fac. Dacă vrea cineva să mă invite pe la el pe acasă și aveți chestii de-astea pe pereți, să-mi spuneți ca să vin cu sabia. Măcar să mă ocup, dacă tot vin. Să facem ceva frumos. Ia te uită. Ia uite, bă, am găsit un secret aici, ceva important, sunt sigur. Asta e așa, 6. Așa că poate uit cum să ajung înapoi, că vreau să mai văd un pic în zona asta înainte să mergem acolo. Am o presimțire că e ceva acolo, un secret. Poate că acolo este cumva. Accesul în tunelul secret? Da, dar o să citești tu, bă, fraiere, cartea asta. Asta de aici, din pat. Ia zi dacă se trezește și ce face. Salvăm. L-am speriat, cred, cu geamul ăla. Someone plays at mischief. Ia să văd ce faci. Ia mă să văd ce faci. Cu ce trăiești, bă? Ia mai dă-mă o dată să văd și eu. Cu niște rotițe, cu niște ale. În sfârșit. Să-l luăm mai ușurel în cazul ăsta. Domnul, vedeți un tratament gratuit pentru sfărăit? Da? A zis că vrea. Builder! Uite, mi-a și mulțumit. A zis Builder. Considerăm că asta înseamnă mersi mult că m-ai tratat de sfărăit. Deși Builderul ar fi un fel de zeu, știi, cineva care te-a făcut cum ar fi. Acum depinde că de făcut, te-au făcut părinții, nu? Sau, uite unul jos acolo. Sau pe alții îi fac diferit și scroci, nu? Când îi zici că te-am ieșit prin oraș și m-a făcut unul de bani sau... Hai mă, nimerește-l pe ăsta odată! Bă, de ce te-ai oprit, mă, fratele meu alb? S-a oprit. Eu calculasem să vină la întâlnire să ceata, dar s-a oprit idiotul. Așa, oprește-te iar acum, măcar știu. El a venit deja să vadă. A văzut acum, caută, cine a tras? Care e, mă, nenorocitul care a tras, mă? De ce ai tras, mă, în Vasile, mă? Îmi datora bani și acum cine mi mai dă înapoi? Dacă a murit, a scăpat și de datorie și de tot. Am crezut că pot să sar pe marginea aia. Nu merge. Oricum nu vreau să mă duc acolo. Dar pot să ajung măcar la gardul ăsta? Stai că am dat peste un bug. Stai, măcar am ajuns aici. Dacă aș vrea să... Dacă e furios că l-am omorât pe colegul. Nu da! Am dat să mă uit un pic așa pe aici, că... Bun, să ne întoarcem. Nu cred că am nimic interesant de văzut. Și dacă cine vrea să mă invite și are multe geamuri acasă, îmi spune să vin și cu băta, da? Bă, nu mai știu pe unde trebuia să o iau, bă, băiat. Ba da, uite pe aici. Așa, acolo cred că e secretul ăla mare și tare. Pe aici am mai fost. M-am uitat pe aici pe sus, am văzut niște chestii de furat pe jos, parcă, așa. Ok, atunci, hai să vedem aici. De asta cred că o să vedem în episodul următor. Bănuiesc că aici este acest obiectiv, să găsim intrarea secretă. Deci că există un tunel secret, o trecere secretă. O să ajungem în partea elaltă, la geamurile alea pe acolo, vezi? Uite, niște geamuri care sunt accesibile dacă mergi pe astea pe aici. Și poate că acolo sunt niște camere. Și de acolo se intră probabil în pasajul ăla secret în sfârșit. O să vedem data viitoare. Mersi că v-ați uitat!